găsit! Te domină încă de la prima întâlnire. O înălțime ce o detașează din mulțime și o ținută ce îi amplifică înfățișarea și atitudinea. Însă cel mai mult te marchează numele. Poartă cu el munca a peste 30 de ani de carieră, în care a adunat 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la 6 olimpiade. A fost de 25 de ori campioana României și fiindcă îi plac locurile fruntașe, a devenit prima femeie chestor de poliție, grad echivalent cu cel de general pentru armată. Este maestră emerită a sportului, fiind declarată cea mai bună sportivă a secolului în disciplina sa, iar acum conduce unul dintre cele mai importante cluburi sportive ale țării. Regina vâstelor, doamna Elisabeta Lipă, la Am ales să fiu român. Bine ați venit la noi în emisiune! Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați invitat! Cu mare drag! Spuneam în prezentare că sunteți oarecum intimidantă pentru anumite persoane și nu atât prin postură, cât și prin palmaresul impresionant. De 25 de ori campioană, cât de greu se ajunge la o asemenea performanță? De 25 de ori campioană națională, nu prea se ajunge greu, deja... Se ajunge greu când încep să urci treptele performanței adevărate. Și aici vorbim de europene, mondiale și competiția supremă, Jocurile Olimpice, care mi-a plăcut atât de mult încât de 6 ori am participat. Așa. Și nu doar am participat, ci m-am întors în țară și cu 8 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint și un bronz. Ce înseamnă v-a plăcut atât de mult? Ce sentiment aveți atunci când vă pregătiți pentru o competiție de asta foarte importantă? Să știți că pregătirea nu e plăcută. Că pregătirea este atât de grea și sacrificiile atât de mari, dar când câștigi, uiți cât ai pregătit și uiți cât ai sacrificat. Dacă vorbim de Jocurile Olimpice, vorbim de o pregătire de 4 ani, pentru, să zic așa, o cursă de 6 minute, când la final poți să te bucuri sau poți să plângi și să te gândești ce ai făcut în acei 4 ani, dacă ai făcut bine, dacă unde ai greșit și așa mai departe, de n-ai ajuns acolo sus. Când ai câștigat, nici nu te mai interesează ce ai făcut în cei 4 ani. Ai ieșit campion, este o satisfacție și o bucurie imensă, imensă. Mi-este foarte greu să descriu în cuvinte, pentru că bucuria aia o trăiești atunci, pe moment, durează foarte puțin, după care te bucuri că ești campion olimpic în următorii ani, dar satisfacția aia de imediat de după cursă este extraordinară. Și totodată reprezintă și motorul pentru a lua mereu de la capăt. A, normal, deci nici nu se pune problema, sigur, ai alt imbold ca să te duci mai departe. Normal, când ai o asemenea victorie, te gândești că peste 4 ani faci același lucru, poate muncești mai mult, îți dorești mai mult, sacrifici mai mult și te bucuri din nou. Care credeți că a fost atuul dumneavoastră în lupta asta cu ritmul ăsta al vieții? Eu aș zice că este foarte greu de egalat recordul meu pe care l-am făcut și, ca drept dovadă, nu se mai încumetă nimeni, măcar din ambiție să-și dorească să mă egaleze, nu să mă întreacă, să mă egaleze. Nici nu pot să vă spun că nu există niște criterii, că dacă ar fi niște criterii bine stabilite, ai citi și ai ști ce te așteaptă în 24 de ani de activitate. Dar aici ține și de tine ca persoană,
ce îți dorești și cât de mult îți dorești. Și dacă îți dorești și organismul te ajută, sigur că poți să ajungi. Acolo, în nordul Moldovei, ce v-a ajutat pe dumneavoastră să porniți pe parcursul ăsta, care nu s-a anunțat de la început foarte lin? Așa este, nici eu am ajuns la canotaj trecând prin alte două discipline, atletism și basket. Sportul mi-a plăcut de mică și am fost și foarte năzdrăvană ca și copil. Băteam băieții la școală și veneam acasă la e-mail și o rugau pe mama să nu mă bată, dar doar să-mi atragă atenția, să nu le mai zic nimic. Pentru că altfel nu mai vor să meargă la școală. Deci vreau să-i instruiesc așa, să facă ce vreau, ce vreau eu să facă. Deci vă dați seama că așa am fost un mic lider. Așa, și autoritatea asta s-a manifestat. Sigur că da. Dar a fost o perioadă extraordinar de frumoasă. Mi-aduc aminte și astăzi cu plăcere. Revin acasă de câte ori pot și retrăiesc zilele copilăriei și mi-aș dori să mai putem da timpul înapoi, să mai trec măcar o dată prin acea perioadă, dar asta este. Așa că după atletism, basket, am ajuns în București la canotaj într-o zi de iarnă, țin minte și acum, după ce am terminat trimestrul întâi, eram elevă în clasa 10-a, cu tata de mână, întâlnirea, cred că și la ora actuală, cine vine cu trenul în București, la fel se întâlnește, își dă punctul de întâlnire la informații, în gara de nord. Informații CFR, da. Și așa am ajuns și eu la canotaj. Nu știam ce înseamnă această disciplină, nu știam ce mă așteaptă, și nici nu știu să vă spun cât de mult îmi doream, dar vroiam să mai văd și altceva decât ceea ce am văzut la basket, la atletism. Și așa am luat-o pe calea succesului. Și după câteva luni am vrut să renunț. Și dacă nu am renunțat după câteva luni, nu m-am oprit decât 24 de ani. După 24 de ani. Așa că cine trece de perioada aia probă în performanță și nu se oprește, are toate șansele 24 de ani să ajungă să facă marea performanță. Să înțeleg că sunteți greu de pornit, da? Dar la fel de greu de oprit, nu? Nu, acum deja m-am antrenat. Sunt și foarte ușor de pornit și foarte greu de oprit. E foarte bine atât. Sunt ambițioasă, am fost de mică și cred că e o calitate cu care m-am născut. Tot timpul ce-mi doresc să fac, nu concep ca să nu pot să fac. Deci cum trebuie să fac? Și de cele mai multe ori îmi și reușește. Și totuși există lucruri pe care v-ați dori să le fi făcuți, dar l-ați trecut la capitolul nereușite? Lucruri pe care le-ați considerat într-adevăr importante pentru dumneavoastră? Normal. Și... deci unul din aceste lucruri este că nu am decât un copil și mi-aș fi dorit să am doi, dacă nu mai mult. Dar nu poți în viață să le ai pe toate, așa că între două olimpiade l-am născut pe Dragoș și între alte două n-am mai fost să fie. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am un băiat frumos, sănătos, cu minte și să vă bucurați de bucurie el. Mai mare nu cred că pot să am. Cât timp reușiți în ritmul ăsta al programului noastră să vă ocupați de, să fiți alături de familie, practic? Foarte puțin, dar cred că nu sunt singura. Deci în ziua de astăzi familia se răsfiră așa de dimineață, fiecare întreaba lui, și seara reușim să ne vedem și cred că normal ca în multe alte familii, adică nu sunt altfel decât alte familii. Normal, sunt conștientă că dacă nu muncești, nu te dedici, nici lucrurile nu au cum să iasă. Iar toate aceste lucruri nu poți să le rezolvi stând acasă, pe telefon și așteptând ca lucrurile să se și întâmple. Nu există. Trebuie să stai zi de zi și să perseverezi. Da. Așa ca într-o săptămână de antrenament sau un an de antrenament. Nu poți să ieși campion olimpic pregătindu-te o săptămână. Trebuie să te pregătești
cel puțin 4 ani. Așa și în viața de zi cu zi. Disciplina asta impusă de antrenament s-a răsfrâns și în viața personală? Cu siguranță. Deci sportul de performanță, pe lângă multe alte lucruri bune pe care le-a făcut pentru mine, m-a și educat, m-a format ca să fiu responsabilă pentru ceea ce fac, să am o ținută, să am... O rigoare, poate, în tot ceea rigoare, ce faceți. Rigoare, sigur că da. Performanță fără rigoare nu se poate. Deci totul pleacă de la ordine și disciplină. Dacă ești ordonat, disciplinat, cu siguranță că și lucrurile ți le așeze în așa fel încât... Să crească șansele de reușită, nu? Sigur că da. Da. Așa că am rămas cu aceleași metehne, să zic, și după 10 ani de retragere și nu-mi pare rău. Deci chiar faptul că... Nu știu, mă bag în pat la 10, hai să zic cel târziu 11, dimineața la 6 sunt fresh. Duceți dorul competițiilor? Da, dorul competițiilor duc dorul statului în cantonament. Nu mai duc dorul muncii titanice pe care am depus-o, dar mi-aș dori să ne mai revedem, cu toate că păstrăm o legătură strânsă, echipa asta de 8+1 care am ieșit de 3 ori campioană olimpică la rând, ne întâlnim, ne revedem, dar mi-ați dat o ocazie acum să le propun să stăm o săptămână în cantonament, să vedem. Să retrăiți poate. Sigur că momentele. Da. M-aș bucura să se întâmple și apoi să veniți să ne povestiți și nouă. Da. Cu siguranță, da. Sunteți o persoană foarte jovială, emanați așa bună dispoziție. Cum se împacă asta cu rigoarea și cu autoritatea? Nu are legătură, deci din punctul meu de vedere, jovialitatea nu are legătură sau nu este în strânsă legătură neapărat cu uniforma. Faptul că sunt jovială, că mulți îmi spun, și dacă stau de vorbă cu tine mai încărcat de energie, cum poți? Ce faci? Nu fac nimic deosebit. Deci psihic îmi impun să spun că bună dimineața cu zâmbetul pe buze, când sunt întrebată ce fac, să spun că fac excelent, extraordinar de bine, pentru că altfel am putere și motivație de a-mi aranja lucrurile în ziua respectivă. Și dacă aș fi, nu știu, posomorâtă, tristă, înlăcrimată și cu uniforma pe mine, aș da dovadă de seriozitate sau... Nu, deci normal, când îmbraci uniforma, trebuie să ai o prestanță. O prestanță poți să ai, dacă vrei, și cu zâmbetul pe buze. Corect. Cât de des purtați uniforma? Deci, când am ocazia, de fiecare dată o port. O port cu mare drag. Deci îmi place și la nebunie. Bine. Faptul că și că am făcut 20 de ani de sport la Dinamo se datorează și faptului că mi-a plăcut și îmi place ținuta militară. Dar n-ați vrut să fiți polițist în primii ani de viață? Sunt polițistă, să știți. Ați ajuns într-un final, da? Că sunt polițistă de când am fost angajată ca sportivă a clubului Dinamo. Că ați văzut, sunt polițiști, sunt sportivi, polițiști. Da. Numai la noi așa, în ultima perioadă, se produc frământări că sportivii n-ar trebui să fie polițiști. Eu vreau să vă spun că în lumea civilizată, toate ministerele de interne au sportivi polițiști, că este o onoare pentru ei. Se împlinesc 10 ani de când a fost numită chestor, adică echivalentul gradului de general din armată. Ce a însemnat pentru dumneavoastră momentul în care ați primit această numire, practic? Să știți că eu mi-am dorit foarte mult acest grad. Ca drept dovadă, revenirea mea din 2004 a fost să ajung la acest grad. Să sparg această barieră care la femei se oprea la gradul de comisar șef. Și atunci am zis, eu trebuie să fac altceva, să fac ceva ca să sparg această barieră. Că și femeile pot avea gradul de general la fel de bine precum, sigur că da, cum au bărbații. Și atunci
revenirea mea pentru a șasea olimpiadă, ăsta a fost un principal motiv. Și pe 1 decembrie 2004, iată că se împlinesc, mai am puțin, se împlinesc 10 ani, am fost avansată la gradul de general. Vreau să vă spun că am avut niște emoții mai mari ca la finala olimpică. Deci mai mari ca la finala olimpică. Deci probabil că și dorința și faptul că... Atingerea obiectivului în sine. Sigur că da, da. Am ajuns acolo unde mi-am dorit, a însemnat pentru mine enorm de mult. S-ar zice că orice obiectiv pe care vi-l propuneți, îl atingeți printr-o manieră sau alta, într-un final. Să vă întreb acum, ducând ideea mai departe, ce v-ați propus de acum încolo? Bă, eu mi-am propus multe. Dar... Care ar fi cea mai îndrăzneață propune? Cea mai îndrăzneață, sunt multe propuneri din astea îndrăznețe. Având în vedere că la ora actuală sunt președintele clubului sportiv Dinamo, îmi doresc ca acest club să aibă un parc Dinamo măcar, nu știu, la jumătatea performanței sportivilor clubului care au activat în cei 66 de ani de activitate. Și pentru acest lucru am luat-o așa, pas sistematic. Cu pas. Parcul Dinamo, care are în jur de 25 de hectare, nu poți să le faci pe toate într-un timp foarte scurt. Și atunci am renovat pavilionul central, deci unde ne desfășurăm activitatea, și cele două nivele de cămin, unde stau în cantonament sportivii e clubului. Acum, dacă treceți pe Ștefan cel Mare, nu mai vedeți o clădire din aia posomorâtă, gri, închisă, care stă așa să se prăbușească pe stânga sau pe dreapta. Acum e o clădire frumoasă, culori vii, care să încânte trecătorii care trec prin fața clădirii noastre zilnic și nu sunt puțini, că avem și stație de metrou și tramvai și foarte mult. Destul de circulat bulevardul. Da, sigur că da. Avem o sală frumoasă, sala de jocuri, unde echipele noastre își desfășoară activitatea, nu numai de antrenament, ci și de competiții. Primim musafiri, cei care vor să-și organizeze activități la noi în sală. Avem o sală de fitness, o aparatură ultramodernă, avem instructori care nu știu ce le fac, dar sunt multe doamne, domnișoare care ating niște siluete de invidiat și sunt foarte căutați. Ajungeți pe la sală? Dacă tot e acolo, eu de din mână? Muncă n-am o siluetă de invidiat, dar măcar mă apropii de cea cu care m-am retras acum 10 ani de zile. Ce-și dorește atunci femeia din dumneavoastră? Ce-mi doresc? Deci îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă. Când rest, dacă sunt sănătoasă, familia, sunt fericită, cu siguranță că micile bucurii mi le fac fără prea mare efort. Dacă nu le ai, nu ai toate aceste lucruri, nici fericit nu poți să fii. Așa că nu pot să vă spun că îmi doresc ceva în mod deosebit. Pentru foarte mulți, România este un soi de pepinieră, pentru că foarte mulți campioni au plecat de aici, s-au născut practic în România. Cărui fapt credeți că îi se datorează acest lucru? Nu știu, nu pot să vorbesc eu în locul altora, dar despre mine pot să vă spun că am avut N ocazii să rămân pe tot globul ăsta pământesc. N-am avut niciodată în cap să rămân. Îmi place țara mea, îmi place... Normal, nu-mi plac multe lucruri care se vorbesc despre ea, lucruri urâte care nu sunt adevărate și care noi le promovăm cu o dezinvoltură de nu se poate, când și alții au și își spală rufele acolo în familie. Noi ar trebui să arătăm ce este mai frumos în țara asta și avem atâtea locuri minunate, avem atâția oameni deosebiți, de primitori, că ni s-a dus și vestea că suntem primitori, că avem o bucătărie românească extraordinară. Vă place bucătăria românească? Normal. Ce mâncare?
care e mâncarea preferată? Cât mai puțin în ultima perioadă. Dacă atunci când făceam sport, poate o dată ca să-mi satisfac pofta, mâncam un platou de prăjituri, acum nu mă ating de niciuna. Deci este exact invers de cum era atunci când făceam sport. Dar normal că și eu am în minte, așa cum avem fiecare dintre noi, preparatele pe care le face mama și care nu seamănă cu nici o mână, poți să fie cel mai renumit bucătar și să îi spui să-i facă, să-ți facă mâncarea copilăriei, nu ți-o face. Așa că sunt fericită că părinții mei trăiesc, chiar dacă tata împlinește 89 de ani peste o lună, mama 83, de sunt bătrâni, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt pe picioare, că se descurcă amândoi, că ne așteaptă, eu mai am o soră, ne așteaptă de fiecare dată să venim acasă, ne sună ce să fac, ce să... cu ce să vă mai aștept, Paștele și Crăciunul este literă de lege, să zic, să-l facem acasă. Probabil că și din cantonament, dacă aveam liber de Paște de Crăciun, mi-a rămas... S-a creat un obicei. Sigur că da, și la ora actuală, Paștele și Crăciunul acasă, după care celelalte sărbători mai îți poți duce, nu știu, să te duci în altă parte. Dar piftia, răciturile, cum zicem noi, nu le face nimeni, cozonacul ca mama nu face nimeni, nici măcar cartofii prăjiți nu ies. Acasă nu seamănă cu cei ai mamei. Obișnuit să mergeți des prin țară? Mi-ar plăcea să merg prin țară, dar nu prea am timp. Deci nu prea am timp, dar când am ocazia, cu siguranță că evadez. Nu stau acasă. Am stat atâția ani în cantonament încât eu îmi spun mie, am sacrificat tot atâția ani încât după ce m-am retras, acum am timp să recuperez tot ce am pierdut în anii ăștia. Așa că nu ratez nunți, botezuri, ieșiri cu prietenii, grătarul, deci nimic. Vă dorim să vă bucurați din plin de ele și vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și să fim sănătoși, să ne vedem cu bine la următoare. Doamne ajută! Doamne ajută! Vă mulțumim și dumneavoastră că ați ales să fiți alături de noi și mai ales că ați ales să fiți români. Pe săptămâna viitoare!